Scriind lui Timotei despre lucrarea mântuirii și despre slujirea la care a fost și el chemat, spunea Pavel 1 Timotei 1:17, împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin, amin. Vă salut cu ceea ce eu numesc a fi salutul apostolului Pavel. Îl găsim scris în toate epistolele care îi poartă numele. Și dintre acele versete am ales unul care are de-a face și cu tema din această seară, Romani 1:7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu, spune în Roma, spune în America, să vă prind pe toți, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Mă întorc la textul citit din 1 Petru, capitolul 1, unde scrie Apostolul, versetul 15, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acesta este ecoul cerului. Scrie în Isaia 6, în Apocalipsa 4, se strigă fără încetare, sfânt, 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 numai 3 ori, fără încetare. Este Domnul. Amin. Slăvit să fie în veci. Amin. În psalm este scris, vă amintiți unde? Nu le spunem pe toate unde scrie. Sfințenia este podoaba casei Domnului, valabil și acum, da? Amin. În cer se strigă într-una, în casa Domnului pentru totdeauna. Fiți sfinți. Aș vrea să ne cerceteze Domnul în această seară și dacă suntem la îndemâna Domnului o va face, care este starea noastră de sfințenie? Poate unii încă n-au primit-o. Alții să ne dăjduim din cei ce au primit-o că au păstrat-o. Vă propun, dacă toți suntem în adunare, să ne cercetăm pe tema aceasta. Amin? Amin. Spune Scriptura aici în textul citit, că sfințenia noastră a avut un preț mare. Versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire. Și spunea versetul de la început, 14, că altădată eram în neștiință, eram în pofte, cu încentii trei vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar noi am fost răscumpărați, versetul 19, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. N-a fost doar un miel, a fost Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat sângele și viața pentru noi. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Să mulțumim Domnului pentru aceasta. Scrie în Filipeni 2 că pentru ce a făcut Domnul Iisus, trebuie să spunem spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mare preț s-a plătit. Apoi s-a recurs la o procedură, sau am putea spune chiar la proceduri, ca noi să fim sfințiți. În 1 Corinteni, la capitolul 6, scrie cum erau oamenii și între ei și noi, mai mult sau mai puțin vinovați și murdari. 1 Timotei 6, de la versetul 9, enumără categorii de păcate, 10, hoți, lacomi, defăimători. Versetul 11, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Mare lucru. Din oameni murdari, vinovați, fel și fel de vicii, de slăbiciuni, de păcate, să fie luați, spălați și sfințiți. Spune la fel 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, celălalt apostol, după știința mai dinainte de lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, că e Duh Sfânt. Și
ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Mare lucrări a investit Dumnezeu în procesul sfințirii noastre. A folosit pe Domnul Iisus cu sângele Său și pe Duhul Sfânt să realizeze acest proces de sfințire în noi. Să-i mulțumim pentru aceasta. Ați beneficiat de harul acesta? Dacă da, atunci pot să mă adresez, cum scria Pavel la Filipeni, aveau scrisoare către sfinți. Spune și în Efeseni 2 că noi nu mai suntem cum am fost, fără drepturi, fără una altă, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții. M-am constatat uneori că mai degrabă am preferat să nu ni se spună sfinți, numai să fim lăsați așa mai ușurel. Și uneori poate mai păstrăm din tradițiile ortodoxe sau altor biserici tradiționale pentru care sfinții sunt niște oameni care au murit sau nu știu cine. Nu! Sfinții trebuie să fie în adunare. Pentru că foștii păcătoși au fost prelucrați, transformați și acum au devenit sfinți al lui Dumnezeu. Și nu orice fel de sfinți. Ați auzit cum a spus Petru? Sfinți de calibru dumnezeiesc. După cum cel ce va chemați este sfânt, fiți și voi sfinți. Doamne, ajută-ne! Scrie în Proverbe la capitolul 9 ceva frumos, că lucrarea asta a sfințirii nu doar că ne-a despovărat de toate păcatele și nu mai figurăm în evidențele sfinte cu vinovății, zice Proverbe 9 cu versetul 10, știința sfinților este priceperea. Și ne-a înțelepțit Dumnezeu ca să pricepem această lucrare în ansamblu ei. Și ăsta e mare lucru pentru mintea unui om. Filozofii nu înțeleg asta. Oamenii de știință nu pricep. Spune, și îmi place rugăciunea asta a Apostolului Pavel din Efeseni, din capitolul 1, mi-aș dori-o pentru dumneavoastră așa să se realizeze și evident nu numai Efeseni 1 de la versetul 17, și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperi în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Adică să avem orizontul acesta a ce a făcut Dumnezeu și la ce ne-a chemat. Binecuvântat să-i fie numele. Toate astea le-a realizat pentru noi. Să-i mulțumim din inimă, slăvit să fie în vecii vecilor. Dumnezeu așadar ne-a dat harul să fim sfinți și îi mulțumim din inimă, binecuvântat să fie numele Său. De îndată ce harul acesta vine peste noi, el aduce niște efecte binecuvântate. Știți că păcatul pune un zid de despărțire între Dumnezeu și om și s-a separat. Dar de îndată ce suntem sfințiți, și ăsta s-o cotesc primul har a sfințirii. Spune Apostolul Ioan în epistola sa, în capitolul 1, de la versetul 1, cum a cunoscut el pe Domnul Iisus, cum a pipăit ceva foarte clar, și în versetul 3, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Auziți? Dumnezeu acceptă sfinții să intre în părtășie cu El. Și adunarea este în prezența lui Dumnezeu. Eram odată la Botoșan, biserica fratelui Cornel Bărsan, la numărul 1, eram cu fratele Viluca de la Feleac și tot se uita așa în jur și zice, măi, adunarea voastră e dublă, ce vrei să spui? Zice, mi s-a arătat în vedenie, era balcoane de jur împrejur, câți oameni atâția și îngeri. Că e scris că îngerii vor să primească ce este în biserică. Și sunt numiți îngerii sfinți și noi toți sfinți și împreună intrăm în această părtășie cu Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Cum l-a întrebat odată un nepocăit pe un pocăit, mă, cum e la voi la adunare că a spus că vă bucurați? Zice,
Când intră Dumnezeu în tabără și în părtășia asta, zice, nu știu cum e. Uneori îmi vine să zic că sunt eu în brațe la Dumnezeu, alteori că e Dumnezeu în brațe la mine. Dar e plăcut și dulce să locuiască frații împreună când Dumnezeu ne acceptă în această părtășie binecuvântată. De asta n-au parte păcătoșii că nu pot ține capul sus în adunare. Dar sfinții se bucură. Se bucură de Dumnezeu, se bucură unii de alții. Zice David în Psalmul 16, versetul 2 spune acolo despre Domnul că este singura lui bucurie și fericire. Și apoi versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Mărit să fie Domnul. Aveți bucuria asta, părtășia asta sfântă. Spunea o soră de la noi și mi-a dat să vă spun exemplul acesta. Pocăită de altfel, cânta și la cor, dar cu frământări, cu ispite, mai cu seamă când veneau sărbători, când ajungea să facă una și nu era pregătită cealaltă, ba la adunare se mai ispitea, că nu i-a plăcut un alt. Dar a început să studieze Scriptura, așa, să o citească așa cum se cuvine, că scrie în Ioan 17 cu 17, că prin cuvânt suntem sfințiți. Și când m-am dus să vizitez familia cu un frate, zice, acum am dat de dulceața Scripturilor. Am conspecte, am schițe, notițe. Și fata o zâmbit pe seama mea și a zis, mamă, ce vrei să dai admitere la teologie? Nu, dar atât de frumos scrie în Biblie, unele le-am notat pentru nepoți, altele așa pentru mine. Când am văzut că vrea să citească, uite, sora, ceva carte de studiu ce am mai scris. Nu trece mult, o citit-o repede. Ce frate, să-i spui ce ai scris în carte la noi, la adunare. Zic, am spus, dar atunci dumneata nu venea la studiu. Zice, dar frate, s-a întâmplat ceva. Acum mă bucur la adunare. Nu mai am alte frământări. Da, așa e când intrăm în starea asta de har, cum numește Pavel la Roman, capitolul 5, și ne bucurăm și slăvim pe Domnul. Mărit să fie numele Domnului. Spunea fratele Nicu Ianuș, că era într-o zi la serviciu și o colegă, era vremea lui Ceaușescu, îi spune, vreau să spun ceva. El se temea că vrea să fie sesizat la securitate, că împiedică procesul de producție și se lasă când spui la urmă, lasă-mă să spun acum. Și-a prins o mică pauză, zice, am visat că era un lac aici înspre Ghiroda și zice, dumneata erai acolo în mijlocul lacului și te bucurai. Zice, ce se bucură tovarășul Ianuș acolo așa? Zice, m-am apropiat și eu și m-am disculțat, eram cu ceva sandale, am băgat numai vârful picioarelor și m-au cuprins un entuziasm. M-am trezit dimineață, stoc cu bucuria de aia, n-am putut să mă aștept până se termină schimbul, să spun visul ăsta. Dar mă tot gândesc, dacă numai vârful la dește l-am băgat, ce-o fi fost acolo în mijlocul lacului unde erai dumneata? Și fratele spune, aici să-ți explic visul. Zice, aseară am fost la adunare la Ghiroda și a fost așa frumos la slujbă. De la urmă a pus pe o bătrânică să se roage și asta vorbea așa mai cu popasuri, ca un om în vârstă, mai cu o limbă mai veche. Și ce eu în mintea mea am disprețuit-o, măi, dar nu a putut să pună să se roage unul așa mai cu un tonus, cu o voce mai... Dar ce dintr-o dată văd cum apare lângă ea un înger și nota tot ce scria. Și zice, eu numai cu spatele l-am văzut pe înger și așa bucurie a venit peste mine, da, ia că era îngerul cu fața spre ea. Măi, dacă el din mijlocul lacului, care numai cu spatele l-a văzut s-a bucurat, da, beata femeie o fi fost mai în adâncul lacului. Așa să facă Domnul părtășia sfântă, să fie cu bucurie și cu har, că asta e prezența lui Dumnezeu și a tuturor sfinților săi. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, pe lângă părtășie, după ce ne este dat harul acesta al sfințeniei, Dumnezeu ne oferă posibilități de slujire. Și uite, înzestrează Domnul pe unii cu un dar, pe alții cu un altul. Se poate să slujească și care nu-i sfânt, dar e periculos. Că doi fii al lui Aron au intrat în condiții neadecvate în templu și au fost arși, că Dumnezeul nostru este sfânt. Aleluia. Și numai sfinții au voie să se apropie de El. Și ce frumos scrie Petru, cel despre care am citit în această seară, citesc din 1 Petru, din capitolul 2, versetul 5, după ce spune că ne-am fost apropiați de Dumnezeu,
Voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție părătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Mulțumim Domnului că ne dă dreptul nu numai să fim împărtășie cu El, să și slujim. Asta e mare lucru înaintea lui Dumnezeu. Spune și apostolul Pavel, vă citesc din a doua Timotei, din capitolul 2, și cu asta avertizăm pe cei ce slujesc. 2 Timotei 2, de la versetul 20, într-o casă mare pot fi diferite vase, după ce spune și în 19, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. 21, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit. De asta vorbeam. Și apoi, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dumnezeu nu lucrează numai cu sfinți, are El pretenția aceasta. Și pe aceștia îi înzestrează și îi folosește puterea lui Dumnezeu, dar împarte lucrarea cu noi. Mulțumim Domnului că ne-a chemat la această lucrare sfântă. Toate sunt de la El, toate harurile și toate darurile. S-a suit Iisus, a luat robia roabă, a dat darul oamenilor pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, care cum e sfânt, poate să fie apt pentru slujbă. Scrie și aici în a doua Timotei, în 3 cu 16, Scriptura așa are rolul ei să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, un echivalent, am spune, un corespondent al sfințirii, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și mi-este dat așa să însiți și să vă întreb toți cei care slujiți, care purtați vasele Domnului, vă siliți să fiți sfinți? Dumnezeu poate să lase pe unii să lucreze și rețineți. Pot chiar să se producă lucrări prin ei. Dar scrie în Matei 7, de la 21, că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Și la 22 scrie că unii vor spune Doamne, noi am lucrat. Dar le va spune acolo, voi spune curat, 23 sau cât e acolo, măi, dar Doamne, de ce nu le spui acum curat? Nu, 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 la unii numatur le spune curat, adică pe de adevăratele. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați. Dar am citit din 2 Timotei 2 cu 19 să se depărteze omul de fără de lege dacă vrea să lucreze pentru Domnul, să fie sfințit. Dacă nu, îi va departa Dumnezeu. Dar asta e tare trist. Îmi spunea, hai să dau un nume, fratele George Pomohaș de la Roma, visează într-o noapte, că a venit o furtună așa peste tot pământul și a culcat pe toți oamenii cu fața la pământ. Dintr-o dată s-a schimbat scena în vis și într-o sală mare a început judecata. Și știți de unde începe, nu? De la casa lui Dumnezeu. Și deodată a început cu păstorii să fie chemați în față. Zice, mi-a venit rândul cam al șaselea, al șaptelea și eu fost pus la dreapta, îngerii de la o masă nu mă făceau semn, dreapta, stânga. Și când am văzut, mi-a dat așa ca un... ca un buletin de raia, spune. Și l-am strâns în brațe pe înger și am explodat într-o bucurie și în timp ce îl îmbrățișam, m-a chemat pe următorul păstor care îl cunoșteam și arată numai la stânga. Și acum numai cât era îmbrățișat cu îngerul, dar îl cunosc, e de la noi, slujește. Și îngerul, dar noi nu, noi decidem. Noi numai acum are loc execuția, fiecare după cum a slujit. S-a trezit. Îl cunoștea pe acel slujitor. S-a grăbit să-i spună, omule, ce faci? E mare problemă. Dumnezeu să ne cerceteze. Ca orice slujbă care o facem, să știm că în casa Domnului, ca și în cer, sfințenia primează. Și s-a spus aici, să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Era ce vă spun la o biserică din Bihor, într-o slujbă de joi seara,
O familie, fratele era în comitet, bun predicator, s-a certat cu sora înainte de slujbă, dar ca pocăiții s-au dus la adunare, nu obișnuiau să lipsească. Și așa s-a întâmplat că din comitet nici conducător, nici diacon, nici păstor n-a venit, n-a fost nimeni și toți se uitau la dumnealui, frate, du-te la slujbă, lasă că mai vine careva, dar numai n-a mai venit altul. Dar frate, slujește, dar... Și omul sincer s-a ridicat în picioare și a zis, ce să vă spun? Și a început să plângă, m-am certat cu nevasta înainte de a veni la adunare, se întoarce spre ea, dragă, mă ierți? Și ea spune de acolo, iartă-mă tu. Și spune adunării, hai rugați-vă pentru noi. Cam așa ceva ar trebui să se întâmple când venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem sfinți, să știm că El ne-a sfințit. N-a fost nimeni sfânt din facere, nici nu s-a sfințit nimeni pe sine, a fost sfințiți cu un preț măreț. A curs sânge sfânt peste noi și peste sânge sfânt să lăsăm mizerie. Ar fi mult mai grav decât ar fi fost asta înainte. De aceea Domnul să vă sfințească pe deplin. 1 Tesaloniceni 5:23 și Duhul și Suflet și Trup. Și dacă a fi cu voia Lui, spune finalul versetului, să ne păsteze întreși până la venirea Lui. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Nu uitați ce am spus până aici, da? Cum am primit sfințirea. Ce agență a folosit Dumnezeu, ce ființe cerești în procesul acesta, ce efecte binecuvântate produce, părtășie cu cerul, părtășie cu toți sfinții și mulțumim Domnului că ne-a rupt de lume, că noi avem acum părtășia noastră și acum, după ce am primit păsfințirea, după ce am primit harurile astea sfințirii, vin cu un sfat pentru noi toți, să păstrăm ce am primit. Cam asta să înțelegi din sfatul, fiți, adică fiți și acum și fiți și în viitor. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei credincioși. Nu poți sta împreună lumina cu întuneric, cu templul lui Dumnezeu, cu idolii. El vrea să locuiască în mijlocul nostru, versetul 16, partea a doua. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, nu vă atinde ce este necurat. Asta e ori necurat, ori sfânt. Și eu vă voi primi, voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să fim, să devenim copii al lui Dumnezeu. Prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, adică mizerie la nivel de minte, de duh sau de trup, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ce frumos! Am primit o haină albă să putem păstra să intrăm pe porți în cetate. V-ați păstrat haina asta? Știți de animalul acela, hermină, parcă îi spune, nu? Știți cum îi prins? Stă în copac și ca să o prindă, fac noroi în jurul pomului și stă să fie prinsă numai să nu-și murdărească blana albă și frumoasă. Dar noi am primit o haină mult mai frumoasă decât aceasta. Ce binecuvântare să poți păstra un cuget curat ca să fii tot timpul în lumină, să vezi dacă ți-ai păstrat sfințenia. Zice Pavel Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Dar dacă tot sunt în 2 Corinteni, scrie ceva frumos în 2 Corinteni 1. Asta așa ca să ne verificăm. Fiți atenți, 1:12. Ca așa noi ne putem lăuda și să spunem așa că am venit la voi să nu vă criticăm, măi ce pocăi sunteți, dar cine vă știe ce, am luat o analiză? Noi dacă luăm analize, luăm din vârful limbii, Dumnezeu ia din adâncul inimii. Auzi, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăță inimă dată de Dumnezeu, auzi? Cugetul tău să spună că ești curat. Și versetul 23, iau pe Dumnezeu martor,
față de sufletul meu că n-am venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruț, auzi? Adică era curat. Cujetul lui nu-l mustra, cum spune Iov, nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele. Și îl lua pe Dumnezeu ca martor că nu se simțea vinovat. Ce har să fie așa! Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să ne sesizeze, să ne vorbească într-un fel sau altul dacă nu suntem curați și să ne sfințească și apoi să ne păstrăm sfințenia, să o ducem până la capăt în frică de Dumnezeu, că asta e foarte important, că altfel așa privim, așa ușurat lucrurile și spune asta nu e problemă, cealaltă nu contează. La un slujitor s-a dus odată un tânăr și a zis, frate, oare bine sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Uite, am o slăbiciune și uneori așa din când în când am o mustrare de conștiință. Măi, dar în rest tu ești pocăit? Da, frate, eu slujesc, eu fac câte toate. Când a văzut că oarecum e binevoitor, dar știu, mai am încă o mică slăbiciune, oare n-am probleme cu Dumnezeu? Și fratele iară întreabă dacă are niște părți bune, numai că la Dumnezeu nu se compensează ca și în contabilitate. Și la urmă când se plece oarecum bucuros că unii vor să-și liniștească și ei conștiința că ar fi în regulă. Și fratele spune, stai să spun ceva, la poartă nu-s eu. Omul s-a trezit minte, spune, de atunci ce-am rezolvat că am lămurit cu dumneata? Și măi, de atunci ai citit și au zis, eu am botezătorul, că el numai predică și botează, dar cu reviziile e altul, măi. Dumnezeu-i cu asta, nu-i catalogul nici la mine, nici la nimeni, la Dumnezeul nostru cel sfânt, la care nu sare în vedere fața omului. Și vrea să mergem până într-acolo, zice la Efeseni, după ce spune în primele trei capitole, cine am fost noi pierduți, morți, în greșel, nu eram nici evrei măcar. Zice, acum avem parte la toate făgăduințelor și apoi de la capitolul 4, și acum purtați-vă într-un chivren de chemarea pe care ați primit-o. Apoi spune spre finalul capitolului 4, nu numai să nu mai furi sau să nu mai minți. Zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă de gură. Băi, niciunul. Da, zice domnul Matei 12 cu 36, 37, că dai socoteală. Apoi merge mai departe, nici o amărăciune, orice amărăciune, orice strigare, orice iuțime. Măi, nu asta vă amintiți când v-ați mâniat ultima dată? Poate v-ați mâniat numai înainte de a vă pocăi, nu? Dar toate astea sunt umbre peste noi. Mă, sper să nu pățesc cu dumneavoastră cum mi s-a întâmplat odată în Italia, zice o soră, eu când te aud pe dumneata predicând, mă gândesc că n-am nicio șansă să fiu mântuită. Dar zic, de ce, soră? Mi se pare că prea sus pui lucrurile. Păi, atât ai cerul de sus, ce să fac? Dacă o să Dumnezeu să fim sfinți ca El, acum cum să zic să fii sfânt? Asta ne cheamă și ne cere Dumnezeu. Că nu ne-a spălat cu apă, zice Ieremia, nu cu sodă, că nu se ducea, ci ne-a spălat cu unsul sângele Său. Și ne-a chemat în părtășia Lui de sfinți și ne-a dat slujbe de sfinți, slujbe dumnezeiești. Și acum ne cere doar să ne păstrăm în această stare. Și ne-a dat și Duhul Sfânt ca să ne ajute să ne păstrăm în starea asta. Dumnezeu să vă ajute și noi de partea noastră să facem tot ce am putea ca să putem să păstrăm harul și sfințenia aceasta. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Aș vrea să vă țin peste normele dumneavoastră, să rămânem credincioși la ceea ce ne înțelegem, dar un lucru tot trebuie să vă mai spun, poate că vă motivez mai tare. Că dacă îmi spune credincioșul numai, măi, trebuie să fiți sfinți și gata. Trebuie să slujiți în sfințenie, dar Dumnezeu, am citit de altfel și în 2 Corinteni 7 cu 1, că ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Acum, faptul că ne-a acceptat Domnul împărtășia sfântă și avem bucurie, nu mai avem apăsări,
nu mai suntem purtați de pofte, de valurile lumii, suntem liberi, avem bucuria slujirii. Să vedeți ce ne așteaptă în viitor, care sunt promisiunile pentru sfinți. Asta e interesant. Zice în cartea Daniel, îmi place valul acela de vedenii de acolo, că i-a arătat Dumnezeu niște vedenii dumnezeiești și a văzut o mare care tot se învolbura și au ieșit fiare la rând, una mai urâtă decât alta și mai fioroasă. Și mă gândesc eu, ce era oare mintea profetului când a văzut toate astea? Și deodată se mută imaginea și apare un tron al lui Dumnezeu, un îmbătrânit de zile, în haine albe, totul acolo. Și zice aici, versetul 10, mii și mii de slujitori slujeau și de mii de zeci de ori stăteau înaintea lui, s-au deschis cărțile, s-au început judecata, fiarele au fost despuiate de putere după vreme judecate. Și finalul, versetul 18, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Auzi? Se termină cu toate. Spune că la urmă se va ridica unul mai grozav decât toți, că fiarele s-au bătut între ele, ăsta de la urmă vrea să bată cu Dumnezeu. Și zice, Domnul Iisus, lasă că de ăsta mă ocup eu. Și îl lovește cu suflarea gurii lui. Și apoi zice în versetul 26, apoi va veni judecata, va fi luată stăpânirea, dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni vor fi date poporului sfinților, celui prea înalt, asta e o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Vreți să ajungeți în împărăția asta? Doamne ajută-ne! Înainte de a pleca soția mea din tâi la Domnul, un frate proroc a avut o vedenie într-o noapte, nu vis, vedenie. Se făcea că urcau oamenii pe munte, știți că muntele biblic înseamnă împărăția. Alții au rămas așa pe câmpie, că e greu să urci. Unii urcau pe teren mai neted, alții pe teren mai accidentat, dar undeva, la un anumit nivel la munte, era un filtru îngeri și de filtrul acela nu trecea numai sfinții. Și s-am văzut pe soția ta cum au trecut și alții erau așa ca într-un șir indian, dar ce am cunoscut pe doi care nu i-au lăsat să treacă. Și unii spuneau, dar și noi suntem pocăiți. Dar îngerii spun, ți ieșea la iveală totul. Și mai era și o fiară în partea stângă care acuza și zicea, ăsta e mânjit, e de-a meu. Și zice, nu a trecut o săptămână și îl întâlnesc pe unul din aceia doi care îl cunoștea și îl întreb, ce faci, frate? Cu treabă, oameni harnici, pacea Domnului s-a dus. Nu a apucat să-i spună. Mai trece o săptămână, s-a îmbolnăvit grav și îl vizitează prorocul, ce faci? Îi baie. Cum? Acum îmi dau seama că nu-s bine și nu pot să găsesc starea să mă pun în ordine cu Dumnezeu. Că nu te poți sfinți când vrei, e de la Dumnezeu har. N-am mai trecut mult și a murit. Mă întorc la vedenie. Ce fratele, care cum nu era lăsat să treacă din oameni în carne și oase, rămâneau trunchiuri de copaci, îi tăia și îi aduna într-o grămadă și a zis, Doamne, ce-i cu ăștia? Pentru focul din ziua judecății, da, Doamne-s de-ai noștri, nu-s curați. Ce-am urmărit, m-a curs filmul vedeniei, cei ce au fost lăsați să treacă de filtru au trecut printr-o greutăți până în vârf și acolo se vedea o cetate sclipitoare, un platou în fața ei, ci soția ta mai avea numai trei înaintea ei să intre în cetate. A ieșit un înger cu o tavă de aur, se vedea așa că niște boabe de coriandru, și zice, știam că e mana ascunsă și li s-a spus, așteptați. La rând când vă vine, veți fi chemați pe nume și veți intra în cetate. Ce când a gustat o boabă din aia, nu mai rămas în carne și oase. S-a făcut așa numai ca o aură, ca îngerul. Zice, am mai deosebit-o de înger numai după față, că știu că avea o față senină.
Și dacă ai fi văzut-o asta, și n-ai mai fi putut nici să plângi. Și am auzit un glas care i-a chemat în cetate și a zis, sunteți dintre cei cu răsplată de plină. Zis, frate, după ce am o vedenie asta, n-am mai putut dormi până dimineață. Când m-am gândit cum unii sunt opriți la filtru și alții intră în strălucire cu Dumnezeu. Ce m-am silit și până acum să fiu pocăit, dar de acum vreau să mă silesc în fiecare zi. Nu mă interesează că voi fi sănătos sau bolnav, că mă ia cineva în brațe sau mă scuipă. Vreau să intru pe porți în cetate. Uneori privim așa de simplu și am văzut pe anumite tractate scris Roman 6:23, că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Corect, dar 22 nu-l citim. Eu vreau să nu scot nimic din Biblie și vreau să-l includ, să-l atașez pe 22 la 23, auziți, e pe tema noastră. Dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dar dacă nu-i rod sfințirea, nu-i darul Hristos viața veșnică? Nu, numai dacă e rod sfințirea, așa vor primi sfinții sfântă împărăția Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har. Vă mulțumim că ne-ați primit cu drag, dar vă doresc și îmi doresc să dau de voi în rai. Acolo numai sfinți, din capăt în capăt, și bucurie cu Dumnezeu pentru vecii vecilor. S-a spus să vă mărturisiți care sunteți bolnavi, eu vă spun să vă mărturisiți oricine conștiința l-acuză, fără întârziere. Și când Domnul vă vorbește așa, încât alții poate nici nu-și dau seama, să știi că Domnul te cheamă să te facă părtaș sfințeniei Lui. Vrea să te pună în slujba Lui, vrea să fii vrednic de încredere și vrea să-ți păstrezi până la sfârșit sfințenia. Adaug o întâmplare și am încheiat. Spunea un tânăr de aici, din America de Nord, ceream pe șantier într-o zi fric și își șoptește o voce, bea un pahar de vin că te încălzești. Mai a doua zi tot fric, vocea din nou, numai un pahar că te încălzești. Sâmbătă s-a dus să pună gresie sau faianță într-o baie la un frate, ăsta ce vrei să te ajut? Nu, că mă descurc, nu-i... Dar ce să fac aici? Hai să spun o întâmplare care mi-a venit în minte, eu știu, de la bunicu. Fost un boier care avea o slugă harnică și spune la boier într-o zi, măi, am păcurozi și bănuți, cumpăr o bucată de pământ. Asta e bine, mă, băiete. Iar vine la boier, spune, am mai făcurozi de câțiva bănuți, mai cumpăr o bucată de pământ. Asta e bine, mă. Spune la boier într-o zi, dar să știi că îmi fac un cuib de casă. Bine, mă, băiete, mă. Și-au făcut gospodărie până la urmă. Într-o zi și vine și spune, bărle, mă-nsor, să vin la mine la nuntă. Băi, băiete, vin cu tot dragul. Asta e cel mai bun, cum a zis și Dumnezeu când le-a făcut pe toate. Nu trece mult și vine cineva și îi spune la boier, măi, am văzut pe sluga ta. Unde l-ai văzut? Era cu cai? Nu, era cu nevastă, dar unde era? Era la birt. Mă, asta e rău. Și când o te ajuns cu povestea, ce nici eu nu știu mai departe, o strigă nevasta pe fratele gazdă, hai, dragă, să mă ajungi ceva. Și rămâne băiatul cu mistria în mână, mă, povestea asta e pentru mine, mă, nu știe nimeni că am băut, dar Dumnezeu mi-a vorbit, mă. În veac nu mai beau. O, Doamne, ne-ai căutat și ne-ai găsit. Și când vezi că ne murdărim, trimiți apă și sânge sfânt să mai curgă pentru noi. Ne-ai chemat să fim ai Tăi și nu pentru o vreme și pentru o veșnicie. Dă-ne har să ne onorăm chemarea asta. Fiți sfinți. Amin.